Există o dorință a publicului și un entuziasm de a veni în sălile de spectacol, în număr cât mai mare, spun chiar din proprie experiență recentă la Teatrul Național din București, am un spectacol de mare succes, Titanic Vals, chiar de cel mai mare succes din ultima vreme, dar și un entuziasm al creatorilor, o furibundă nevoie de a crea, de a se exprima, după perioada în care a existat această izolare și imposibilitate de a-ți face meseria. Și dacă ne referim strict la Teatrul Davila, începem stagiunea cu premiera Prostie omenească, spectacol regizat de directorul Teatrului Național din Craiova, Alexandru Băureanu. Continuăm după aceea cu un spectacol care se amintească de revista adevărată, de criteriile de succes și de popularitate de care a beneficiat dintotdeauna revista. Un spectacol regizat de Cezar Ghioca, spune unicul regizor care a moștenit și a iubit și a continuat genul la modul cel mai frumos, cu artiști de notorietate, Anca Țurcașiu va fi capul de afiș, Andrei Duban, invitat și el special în spectacolul acesta, bineînțeles corpul de balet, artiștii, interpreții teatrului Davila, Paula Chirilă, și a vedetă, dar și angajată a teatrului nostru, după care Daniel Bucur, regizor român care locuiește în Canada, vine tot cu un spectacol care se înscrie în programa școlară, dar și în programul meu managerial, cu adaptare după texte cunoscute și incluse în programă, Vizita, de exemplu, domnul Goie, și binecunoscuta scenă cu profesori și cu elevi. În același timp, încercăm să facem și un pas către spectacolele de colaborare cu autori din străinătate. Regizorul nostru și șeful de secție, noul șef de secție al teatrului, Bogdan Ceabă, va regiza un spectacol al cărui autor, Brian Friel, este unul dintre cei mai jucați autori din lume în momentul ăsta. Un spectacol care se va desfășura în sala mică, în sala Liviu Ciuleși. Pentru că am spus Liviu Ciulei, trebuie să știți, dumneavoastră, iată, în prima audiție, în prima vizionare, cum să-i spunem, că Festivalul Internațional de Teatru de la Pitești se va numi, începând de anul ăsta, Festivalul Internațional de Teatru Liviu Ciulei, a cărei prima ediție vom deschide în luna noiembrie. Fiecare sfârșit de săptămână va fi dedicat unui teatru, vor fi 4 teatre invitate cu câte 2 spectacole, iar în ultima săptămână, fiul marelui creator, Liviu Ciulei, Thomas Ciulei, va fi prezent aici, vorbind despre creația tatălui lui, într-o seară care se va numi Cu Ciulei, despre Ciulei. După această întâlnire va avea loc și o vizionare a unui film regizat de Thomas. Thomas fiind un regizor consacrat de film și cu numeroase premii pe documentar, dar și pe film artistic. Am reținut între aceste manifestări cea a directorului, a managerului de la Teatrul din Craiova, care se cheamă Prostie omenească. Despre ea ce ne puteți spune? Pot să spun că este unul dintre proiectele preluate. Mi s-a părut că anteriorii manageri au propus lucruri interesante și din ce au propus dumnealor și din ce am putut prelua, am preluat cu plăcere, dacă acestea s-au înscris și într-un mod de a vedea lucrurile personal și care să se înscrie și în proiectul prezentat, proiectul în urma căruia sunt managerul acestui teatru. Iar piesa lui Alexandru Băureanu, domnul director al Teatrului Național din Craiova, este una care asigură din start un număr mare de spectatori, fiind o piesă, o dramatizare după creangă, cu un efect extraordinar asupra publicului tânăr, a copiilor. Există deja cerere, așa ca să fiți sigur că lucrurile stau așa, există o cerere foarte mare chiar în momentul ăsta, nici n-am apucat să spun care e distribuția, cine va juca, și numai spunând că piesa este regizată de Alexandru Băureanu și că este Prostie omenească,
oamenii s-au arătat foarte interesați de în a viziona spectacolul.